Guvernul vrea să majoreze accizele la carburanți. Astfel, accizele vor crește în etape în anul electoral 2024. Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie, când are loc prima majorare de acciză. Atenție, acciza va crește de 3 ori pe parcursul anului 2024. Astfel, un litru de combustibil se va scumpi cu cel puțin 6 bani într-o primă fază. În aprilie și în iunie vor mai exista alte două majorări de accize, tot de câte 6 bani. Și comentăm acum aceste informații alături de domnul Augustin Hagiu, președinte Ford. Bună dimineața, domnule Hagiu, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața, mulțumesc și eu! Care vor fi efectele imediate ale majorării acestor accize? Această majorare are loc în fiecare an, după cum bine știți, dar 2024, fiind an electoral, s-a ales această variantă în 3 etape, care oricum este mult mai bună pentru operatorii de transport ca și suportabilitate pe cost operațional decât varianta într-o singură etapă în care ar fi crescut din luna ianuarie. Pentru că este o creștere semnificativă. De fapt, orice creștere la nivelul prețurilor la carburanți este semnificativ. Adică, eu zic că e mai bine vom varianta asta în 3 etape, chiar dacă putem să o numim o variantă electorală, această modalitate este mai bună pentru consumator decât varianta A. Ce este însă de neînțeles, ce se întâmplă în continuare cu prețurile la pompă în raport cu cotațiile pe care le are barilul. Și cred că anul viitor, chiar dacă va fi an electoral, atât în zona sectorului de activitate pe care reprezint, cât și în zona persoanelor fizice, vom asista la scăderi de consum în continuare și nici de cum la creșteri, atât în Uniunea Europeană, cât și în România, pe semnul recesiunii care a început, dar pe care unii nu vor să o vadă. Așadar, pentru că urmează un an electoral, spuneți că guvernanții au fost ceva mai blânzi, au ales această variantă de a crește în etape. E cumva mai suportabil, spuneați, pentru transportatorii această decizie? Da, asta spuneam, că este mult mai suportabil. Luna ianuarie fiind și o lună dificilă din punct de vedere al exportului de servicii pe transportul de marfă. Este o lună proastă și pentru transportul de pasageri. Turism nu există, așadar nici curse ocazionale. Sperăm și sper să se echilibreze pe următorul raport de cauzalitate. Scăzând consumul de regulă, furnizorii de carburanți duc prețurile mai jos. Și asta știți și dumneavoastră, când crește consumul, crește și prețurile. Când scade consumul, scad și prețurile. Asta este mecanismul care ar putea să compenseze un pic din această creștere raportată accizelor și legată de inflație. Știm că aproape jumătate din prețul combustibililor îl reprezintă taxele. E o modalitate la îndemână a guvernului de a strânge bani la buget într-un an care se arată dificil, spuneați și dumneavoastră. Și, de asemenea, credeți că la aceste scumpiri se vor mai adăuga și cele provocate de variația barilului de petrol pe piețele internaționale? Eu speram ca această variație, în sensul în care scade cotația barilului, deja să fie influențat și piețele de vânzare a carburanților și din România, dar și din celelalte țări europene. Din păcate, nu se întâmplă lucrul ăsta. Este un semnal legat de stocuri aici, e un semnal interesant. Uitați-vă ce s-a întâmplat la gaze. La gaze, România nu a scăzut tarifele la produs și încă suntem sus furnizorii, mă refer, nu România, în timp ce stocurile de gaze sunt foarte mari și prețurile la nivel internațional sunt mai mici decât au fost vreodată. Adică este hilar comportamentul furnizorilor din România în raport cu gazele. Sper să nu împrumute același comportament și furnizorii de carburant în contextul, repet, al scăderii cotațiilor barilului. Știți bine, când este vacanță și consumul este mare, prețul la pompă cresc. Acum, când suntem înainte de perioada sărbătorilor de iarnă, Crăciun, Revelion, din nou consumurile cresc un pic și automat cresc și prețurile la pompă. Din ianuarie nu mai există această justificare a consumurilor mai mari și, de regulă spuneam, comportamentul furnizorilor este de a duce prețurile mai jos pentru a încuraja cumpărarea din rețelele proprii. Atenție însă și la calitate, pentru că, în constatările noastre, chiar și branduri
să zic așa, cu notorietate pozitivă în piața furnizorilor de carburanți, oferă din ce în ce mai multă componentă apă în carburant, ceea ce nu este absolut deloc în regulă. Și dacă statul tot crește accizele, măcar să se asigure că accizele nu sunt încasate pe apă, ci pe carburantul care ar trebui să se afle în rezervorile tuturor. Asta așa ca și un spirit de glumă de sâmbătă dimineață, dar bazat pe constatări în realitate.